Constanța va avea în sfârșit stații de autobuz. Primarul orașului Vergil Chițac spune că primele 25 de stații vor fi montate până la finalul lunii septembrie a acestui an. Edilul a anunțat pe pagina sa de socializare că a semnat contractul pentru achiziționarea 125 de stații de autobuz. În aproximativ 3 săptămâni, la Constanța va ajunge și prima mostră citez. Primele 25 de stații vor fi montate până la finalul lunii septembrie, urmând ca după această dată să ne fie livrate câte 20 de unități în fiecare lună. Noile stații de autobuz sunt fabricate din materiale premium și vor spori considerabil confortul călătorilor cu transportul public, a transmis edilul prin intermediul rețelei de socializare. Stațiile de autobuz vor fi livrate de o firmă din județul Neamț cu care primăria a semnat un contract în valoare de aproximativ 9 milioane de lei fără TVA.